Sunt astăzi pe drumul județean 157F, de la gura Secului spre mănăstirile Secu, Sihăstria, Sihla. Aici avem un pod pe care îl executăm de la zero, de 90 de metri lungime pe 12 metri. Aici am avut un pod de 4 metri lățime pe un singur sens, un pod foarte vechi de peste 50 de ani, care nu mai făcea față traficului și am hotărât să îl dărâmăm și să facem un pod nou. De fapt, avem o salbă de poduri până la mănăstirile Secu și Sihăstria pe care le reabilităm, pentru că în toamna anului trecut am reabilitat drumul județean de aici și acum venim cu podurile. Așa cum am promis oamenilor din județul Neamț, voi face ca la toate lăcașurile de cult și monumentele istorice și tot ce avem valoros și trebuie să punem în valoare, să avem o infrastructură rutieră pusă la punct, pentru că asta înseamnă că arătăm turiștilor că suntem oameni gospodari, că suntem oameni serioși și că facem ca drumurile care merg spre mănăstirile noastre să arate într-o stare foarte bună. Așadar, ne revedem, dragi nemțeni, pe alt șantier al județului Neamț în zilele următoare. Vă mulțumesc!